la nașterea ta, vei primi un trup. Acesta poate să-ți placă sau nu, dar este singurul lucru care îți va sta cu siguranță la dispoziție până la sfârșitul zilelor tale, așa că trebuie să-l iubești. Iar a-ți iubi trupul înseamnă să faci tot posibilul ca acesta să te servească cât mai mult timp. Vei învăța la școala numită viață, pe planeta Pământ. Fiecare persoană și fiecare eveniment va fi învățătorul tău universal. Oamenii buni îți vor aduce fericire și îți vor dărui amintiri plăcute. Oamenii răi îți vor da o lecție și te vor recompensa cu experiență. Prețuiește pe fiecare în parte. Nu invidia pe nimeni niciodată. Nu critica, nu condamna. Ura, invidia, judecarea, nemulțumirea și indignarea nu îți vor rezolva problemele niciodată. A te înfuria este exact ca și cum ai ține un jăratic în palme și intenționezi să-l arunci în cineva, doar că acesta te va arde în primul rând pe tine. În viață vei avea multe motive de îngrijorare, dar trebuie să înțelegi, acestea nu îți vor rezolva problemele de mâine, ci îți va îndepărta liniștea de azi. Dacă problema poate fi rezolvată, nu este nevoie să te îngrijorezi, iar dacă aceasta nu are nicio rezolvare, atunci să-ți faci griji este inutil. Caută oportunități și acționează în loc să cauți motive și scuze. Să gândești întotdeauna pozitiv. Numai optimiștii își vor îndeplini visele, pesimiștii doar coșmarurile. Nu există greșeli, doar lecții. Nu există victime, doar elevi. Lecțiile se vor repeta sub diferite forme până când nu le vei însuși complet. Dacă nu vei învăța din lecțiile ușoare, acestea vor deveni mai dificile. Când vei însuși o lecție, vei trece la următoarea. Vei înțelege că lecția a fost învățată atunci când comportamentul tău se va schimba. Înțelepciunea se câștigă prin practică. Eșecul este parte integrantă a succesului, deoarece succesul îl obții atunci când reușești să treci de la un eșec la altul fără să-ți pierzi încrederea. Succesul vine cu experiență, iar experiența cu greșeli. Succesul nu vine doar pentru cei care se trezesc devreme. Succesul vine pentru cei care se trezesc bine dispuși și fac ceea ce îi face fericiți. Doar așa vei deveni bogat, datorită activității preferate, valorii și efortului constant. Bogăția ta va fi enormă dacă și valorile tale vor fi mari. Continuitatea și perseverența întotdeauna învinge cunoștințele. Deștepții vor ști întotdeauna ce să facă, iar cei încăpățenați vor continua să facă ceea ce știu. Înțelege, bogăția nu înseamnă bani, ci o stare de spirit. În lume există cei care câștigă mult și cei care sunt cu adevărat bogați. Problemele exterioare sunt o reflectare exactă a stării tale interioare. Dacă îți vei schimba lumea interioară, lumea exterioară se va schimba și ea pentru tine. Durerea este modul pe care viața îl folosește pentru a-ți atrage atenția. Ține minte, durerea este inevitabilă, dar suferința este deja alegerea fiecăruia. Întregul secret al liniștii sufletești este să scapi de frici. Nu te teme de ceea ce ți se va întâmpla. Viitorul tău nu se va schimba din asta, dar în schimb prezentul va deveni mai liniștit. Nu există loc mai bun decât aici. Acolo nu este deloc mai bine decât aici. Iar de fiecare dată când al tău acolo va deveni aici, îți vei găsi un alt acolo, care din nou îți va părea mai bun decât aici. În viață există o singură zi, astăzi. Mâine nu va veni niciodată. Tu trăiești aici și acum, adică astăzi. Iar al tău astăzi este rezultatul acelor astăzi care au fost înaintea lui. Ceilalți care urmează sunt doar o reflectare. Tu nu poți să iubești sau să urăști ceea ce se află în interiorul altuia, doar dacă acest lucru nu reflectă propriile tale calități. Să știi că fiecare vede în ceilalți doar ceea ce poartă în sufletul său. Viața îți va meșteri o ramă, iar tabloul va trebui să-l pictezi tu. Dacă nu îți vei asuma responsabilitatea pentru a-l picta, atunci să știi că întotdeauna se vor găsi alții care îl vor picta pentru tine. Dacă nu ai vise, atunci vei lucra pentru acel care le are. Doar 10% din viață nu le poți controla. Restul de 90% sunt în totalitate sub controlul tău. Asumă-ți întreaga responsabilitate pentru tot ceea ce ți se întâmplă. Ține minte, vei putea semăna tot ceea ce îți dorești, dar vei culege doar ceea ce ai semănat. Pământul este prietenul tău, iar viața este prietena ta. Cu pământul nu trebuie să lupți.
cu el trebuie să prietenești, iar viața nu trebuie urâtă, ci iubită. Dacă vei aștepta ca viața să te iubească, vei aștepta în zadar. Iubește-o așa cum este ea și atunci te va iubi și ea pe tine. Viața niciodată nu iubește pe cei care se plâng de ea. Fă-o atât de frumoasă încât să nu conteze dacă ești singur sau ai pe cineva lângă tine. Profită de fiecare ocazie și fă-ți prieteni noi. Fă cunoștință cu oameni noi care sunt dornici de aventură. Trăiește viața visurilor tale și nu căuta bărbatul sau femeia visurilor tale. De îndată ce vei înceta să alergi după fluture, acesta se va așeza ușor pe umărul tău. În loc să cauți un el sau o ea unică, devină tu cel unic pentru tine. Descoperă-ți euul cel mai bun, cel mai puternic și cel mai adevărat. Fiecare persoană de pe acest pământ are pe cineva predestinat. Dacă vei încerca să te schimbi, să devii altcineva, este posibil ca persoana predestinată ție să nu mai fie interesată de tine, deoarece ea îl va căuta pe cel care tu ai încetat să mai fii. În viață există o singură profesie, cea de om fericit. Păcat că doar câțiva o aleg. Timpul este cea mai de preț resursă a ta. Fiecare dintre noi are 24 de ore pe zi. Timpul întotdeauna îi va servi doar pe cei care îl vor folosi rațional. Timpul nu îi va servi niciodată pe cei care îl vor irosi. Vei primi tot ce îți vei dori. Pe acest pământ există îndeajuns pentru toată lumea. În subconștientul tău vei determina corect câtă energie să cheltui și ce fel de oameni să atragi în viața ta. Ai tot ce ți este necesar. Trebuie doar să profiți de aceste lucruri. Ești capabil de orice, doar că nimeni încă nu ți-a vorbit despre asta. Ești capabil să creezi adevărate capodopere de artă, să faci descoperiri uimitoare, să obții rezultate remarcabile în sport, afaceri și în orice alte activități profesionale. Pentru toate acestea, nu trebuie să faci altceva decât să te adresezi sufletului tău. Acesta are acces la orice cunoștințe, lucrări și realizări. Pur și simplu, tu nu i-ai cerut încă aceste lucruri. Crede-l și nu te îndoi. Tu doar nu te îndoiești atunci când ești influențat de cei din jurul tău, că nu ai abilități, că nu ai nicio șansă, că nu deții calitățile necesare, că nu ești demn și că sunt alții mai buni decât tine. Prea ușor crezi în declarațiile altora care îți ridică un zid înalt în calea obiectivelor tale. Fă-ți o favoare, permite-ți să cunoști că meriți tot ce este mai bun și că ești capabil să realizezi tot ceea ce sufletul tău își dorește. Anume, faptul că tu meriți tot ce este mai bun și că ești capabil de orice, este ascuns de tine cu foarte mare grijă. Ți se spune că ești un naiv dacă crezi în posibilitățile tale nelimitate, numai că situația este chiar total opusă. Trezește-te și începe să crezi într-o cu totul altă realitate. La urma urmei, nu ai nimic de pierdut. Oare ai realizat atât de multe limitându-te la ceea ce au crezut alții că este mai bine pentru tine? Ai o singură viață, așa că folosește-ți toate drepturile. Doar dă-ți voie să ai și vei avea. Amintește-ți că toate răspunsurile se află la tine. Tu știi mai mult decât scriu cărțile. Tot ce trebuie să faci este să privești înăuntrul tău, să te asculți și să ai încredere în tine. Este posibil să nu ai tot ce iubești, dar trebuie să iubești tot ceea ce ai. Tu nu ai puterea să schimbi ceva în această lume, dar ai puterea să alegi tot ceea ce îți dorești. Tu vei uita toate aceste lucruri și îți vei aminti de ele de fiecare dată când vei dori. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați la acest canal, activați clopoțelul pentru a nu omite și alte videouri interesante. Nu în ultimul rând, distribuiți și pentru prietenii voștri acest video. Pe curând!